Întotdeauna există așa un pic de aversiune față de ceea ce înseamnă contabilitate. Ar trebui să fie, să știți. Unii spun de noi, de contabil, că suntem un fel de paraziți. Paralistul ar trebui să-i mai întrețină și cu ăștia. Încercați fără contabilitate și să vedeți că nu merge. Profităm cu toată, știu, cu toată tortupeu de faptul că o afacere este greu de condus, fără o urmă de evidență. Hai să nu spunem contabilitate, acum avem un mod pretențios. Urmă de evidență. Trebuie să știm câte datorii avem, trebuie să știm ce bani avem de încasat, trebuie să știm la un moment dat dacă am câștigat sau am pierdut. Dacă avem profit, cum spun unii, sau pierdere. Și dacă ne pierdem în definiția contului profit, vă garantez că în jumătate de zi nu ne lămurim ce din punct de vedere contabil, vreau să spun. E bine, în cazul persoanelor fizice autorizate, lucrurile sunt simple. În cazul freelancerilor, bănuiesc că cel mai mult se organizează ca ESA. Regim dualist. Ca persoană fizică lucrăm pe cont propriu, e preferabil să ne, și dacă ne-am testat juridic, ca atare, ne apucăm la un moment dat să ținem niște evidențe. Știu că vă strânge în spate când vi se spune nu, n-ai registru ăla, n-ai registru ăla, n-ai registru ăla, n-ai registru ăla, mai ai nevoie de o taxă, mai ai nevoie de o înregistrare, mai ai nevoie de o parafă. Treceți peste momentul ăsta stagenant, gândiți-vă că sunt momente și mai dificile, ca de exemplu relația cu fiscul. De exemplu, găsim să împingem mai încolo dificultățile contabilității. Din fericire, legea românească este o lege generoasă, să spunem, din punctul ăsta de vedere, și lasă persoanelor fizice autorizate, pentru că eu, contabil, nu vorbesc, mie nu-mi pasă că persoana fizică e freelancer, sau este avocat, care tot un fel de freelancer, sau medic de familie, sau notar, sau expert contabil, sau, eu știu, consultant în imobiliar. Nu mă interesează chestia asta. Contabilitatea trebuie ținută de o manieră cât de cât sistematică. E bine, spuneam, legea contabilității din România ne permite să ținem o contabilitate în partidă simplă.